Era, noi ne-am început experiența în Teatrul Național din Cluj cam în aceeași perioadă. Nu știu dacă mai ții minte tu perioada în care jucam cu 30-40 de oameni în sală. Senzația pe care, de pustiu pe care o aveai, că joci într-un mare deșert uman. Iată, revenind de curând, de 2 ani în Teatrul din Cluj, am regăsit publicul, influența publicului, cu totul și cu totul altfel. Adică am descoperit bucuria să joc cu săli pline. Tu ai avut bucuria asta de mai mulți ani, pentru că fenomenul ăsta a durat cam până prin 99-2000. Cam pe acolo a început lumea să renunțe la... Da, eu chiar am prins perioada asta de tranziție când m-am angajat eu în teatru în 2000. Încă nu era efervescența care este acum. Nu. Și putem Începea să crească. Cred că vine și din dezamăgirea publicului de media, de televiziune mai ales, la subcultura care se promovează din ce în ce mai mult. Pentru că avem de-a face cu o promovare a mediocrității în defavoarea culturii pure, în defavoarea teatrului, operei, filarmonicilor. Și bucuria mea e că lumea începe să renunțe, să pună mileu pe televizor, cum se spunea pe vremuri, știi? Adică să-și aștearnă praful și se întorc la teatru. E o mare, mare bucurie, pentru că avem nevoie de asta. Da, dar eu cred că era firesc să trecem prin această etapă, pentru că tot ce e nou are la început senzația că va fi ceva extraordinar, ceva ce ne-am întâlnit. Da. Iar ceea ce simt eu este că omul în esența lui nu se schimbă deloc. Nu, ci cred că are nevoie de emoție pură. Da, trebuie să revină la ceea ce suntem noi cu adevărat în adâncul nostru. La această formă de adevăr. Păi da, nevoia lui de recunoaștere atunci când merge la teatru nu poate găsi în fața unui talk show politic, de exemplu, sau a unor emisiuni de mai puțină calitate, să nu le spun altfel. Și cred că au nevoie de emoția, de râsul ăla care se naște din energia care există între scenă și sală. Din plânsul ăla care se naște din abandonarea lui în fața actului artistic. Da, știi, cred că singurul loc în care întâlnim catarsisul este la teatru. Catarsisul în formă pură. Da. Și pe om, de fapt, asta îl sfințește și asta îl purifică. Și stau și mă gândesc ce reușește teatru să ne învețe. Eu nu cred că trebuie să venim la teatru să învățăm ceva, ci trebuie să venim la teatru chiar să redescoperim esența noastră umană. Să uităm o oră, două ore de tot ce înseamnă cotidian, de tot ce înseamnă probleme, pentru că viața până la urmă este așa un lung șir de obstacole. Asta din perspectiva spectatorului. Din perspectiva spectatorului. Dar asta... eu zic că și a actorului. Da, pentru că este un schimb de transferuri. Da, adică nu se poate. Eu niciodată n-aș putea să fiu o mare actriță sau să-mi împlinesc un rol dacă spectatorul nu m-ar valida. Și e reciproc, e ca un fel, eu inspir spectatorul, spectatorul mă inspiră pe mine. Ce ar însemna o sală goală? Da, ai simțit, sunt săli și săli, sunt serii în care e un public, nu refractar, dar care nu merge până la capăt cu abandonarea lui. Nu, e un public care nu este obișnuit cu genul acesta de emoție. Mulți dintre ei neobișnuiți cu genul acesta. Neobișnuiți și atunci cumva ei simt o tulburare interioară pe care nu și-o pot explica și nu știu cum să o manifeste. O stânjeneală. O stânjeneală și atunci reacția este una de refractare, de teamă, de simt ceva ce n-am mai simțit. Simt ceva. Iar în alte seri simți că mergi cu ei până la capăt și ei cu tine. Se creează o emulație specială. Păi nu asta înseamnă misterul teatrului, pentru că sunt atâtea lucruri pe care noi în teatru nu le putem explica. Dar rămâne o lege. Împreună cu spectatorul noi putem fi ceea ce ne dorim să fim altfel. Deci e clar. E o nevoie reciprocă. Ei au nevoie de altul artistic. Noi avem nevoie de ei, de energia lor, de prezența lor și de atenția lor. Pentru că, până la urmă, de ce am ales profesia asta? Ca să ne dăm, să ne dăruim oamenilor, nu? Nu am făcut-o în mod egoist ca să stăm în baie și să recităm o poezie. Absolut, cred că am ales profesia asta, sau ne ales, nici nu știu, ca să provocăm marile întâlniri. Pentru că e o mare întâlnire cu rolul, cu spectatorul, cu scena, cu tot ceea ce înseamnă lumea aceasta fascinantă a teatrului. Iar ca laborator interior, e întâlnirea
mult mai specială între aceste personalități, aceste nuctari, cum le spun eu, care sunt colegii tăi, regizorul cu care lucrezi, scenograful, toți simt nevoia să creeze și fiecare ar vrea să domine creația. E acum, de când s-a instituționalizat rolul regizorului în teatru, regizorul e coordonatorul principal, da? E cel care dă forma și esența în același timp. Da, dar cu credința că primul lucru la care se gândește rămâne totuși spectatorul. Absolut, pentru că el este cel care își lucrăria să întâmple acest univers. Un regizor cu adevărat mare e cel care știe să transmită povestea prin intermediul spectacolului și actorilor pe care îi coordonează. Dacă omul ăla pleacă din sală și nu a înțeles povestea spectacolului, atunci cred că rămâne datoria noastră să așteptăm publicul în sală, spunându-i o poveste reală. Ceva ce ni se poate întâmpla fiecăruia dintre noi. Ceva care ne purifică, ceva care ne salvează. De fapt, cred că asta ar trebui să fie teatru în întâlnirea lui cu spectatorul. Absolut. O salvare emoțională, până la urmă o salvare universală a ceea ce suntem noi ca ființe. Iar noi ne salvăm seară de seară interpretând personaje după personaje după personaje. Ne salvăm pe noi și ne îmbogățim pe noi. Nu așa putem fi împreună cu ei, altfel nu. Nu. Cel mai adesea în teatru auzim cuvântul întâlnire. El are atâta conotație și atâta fascinație în însăși sintaxa lui. Mi-e foarte greu să știu dacă această întâlnire ține de un dat, dacă această întâlnire ține de talent, dacă această întâlnire ține de disponibilitatea noastră pentru ceea ce ne dorim. Și cât ține de noroc. Și cât ține de noroc. Pentru că, uite, dacă mi-amintesc eu bine, tu ai avut norocul, șansa, să-i spunem, să lucrezi cu Vlad Mugur în ultimul lui spectacol. Puteai să nu mai prinzi șansa asta, știi? Da, de aceea îmi pun atât de adesea această întrebare. Ce anume în univers? Din păcate, eu atunci plecam din teatru și n-am avut șansa să lucrez cu Vlad Mugur. Pentru că a fost un monstru, un regizor monstru al teatrului românesc și nu numai. A teatrului universal a lucrat foarte mult afară în ultima parte a vieții lui. Ce a însemnat pentru tine? Că i-am întrebat pe toți. N-am avut discuția asta niciodată, n-am reușit să te întreb ce ai simțit când ai lucrat cu un om care dăruia, am înțeles că dăruia foarte mult. Deci, în primul rând, mie nu mi-a venit să cred că el, văzându-mă într-un spectacol de comedie, m-a ales să joc Regina Gertrude în spectacolul lui Hamlet. Adică, cumva a fost uluitor că el a văzut, dincolo de comedia pe care o făceam în sceneta scurtă cu care mi-am și dat concursul la Teatrul Național, el vede în mine o viitoare regină. Și asta cumva a așezat un soi de scară valorică. Te validează un om important care, dincolo de toate aceste lucruri, iubea actorul într-un fel cum rar a mai întâlnit după aceea. Și cumva a așezat credința că pot să fac această profesie. Cred că de asta avem cel mai mult nevoie. Te-a confirmat. Te-a confirmat. Spui, pentru că după aceea te îndoiești, mereu cauți, mereu asta te e bine întrebi. Că ne îndoim, pentru că un actor care nu se mai îndoiește, care nu are căutări, cred că se blazează, devine un funcționar teatral. Dar dacă nu ai o validare, tot timpul poți să fii absolut. Atât de fragil și atât de ușor să rupe firul acesta al profesiei noastre când nu ți se întâmplă lucruri pe care meriți. Și eu cred că fiecare dintre noi merită. Și eu cred că oamenii care ajung pe scenă sau mulți dintre cei care sunt actori nu au avut șansă, nu știu. Este, iarăși vorbeam despre mister. Asta este misterul. De ce? Cum? Ce ai în plus de celălalt? Ce am avut în plus de celelalte colegi ale mele care ar fi putut să facă poate la fel de bine, poate că mai bine rolul Gertrude? Nu știu. Aici intervine întâlnirea. Pentru că nu e vorba de o competiție, de o concurență cu colegii din trupă. E vorba de întâlnire. Întâlnirea a fost între tine și Vlad Mugur. Știi? A existat. Da, a existat și de acolo, de fapt, a început pentru cariera că mea. El avea o imagine despre cum vroia să arate acea regină, nu?
cum vrea el să arate, da. Gertrude. Și a văzut-o în tine. Asta înseamnă întâlnire. Când un om care decide o distribuție sau un traseu, vede în tine, vede, cum ai zis tu, dincolo de piesa comică, da, în care te-a văzut. Și lucrurile se răstoarnă mai absolut. Departe. Adică și am avut șansa unor întâlniri în viață. Eu cred foarte mult în întâlniri. Întâlniri cu oameni, nu neapărat în domeniul nostru, întâlniri cu oameni care schimbă destinul. Așa cum eu, în momentul în care am renunțat la țărișoara asta, din păcate, așa am simțit atunci, că nu mai mă sufocam, și am mers afară, am întâlnit un om cu care am creat ceva acolo. Întâmplător l-am întâlnit. Destinul ne-a dus acolo. Da, dar teatru a fost mai puternic. A fost, de-aia m-am întors. Nu, eu mi-am dorit să râd în limba mea, pentru că cuvântul, mai ales în teatru, și în film, dar mai ales în teatru, cuvântul are o putere extraordinară. Dar totuși, ce regizor ai care te... Care m-a marcat? Cu care călătorești în această profesie? Am oameni și din teatru și din televiziune cu care am lucrat și care mi-au schimbat destinul. În teatru am lucrat piesa mea de debut cu Tudor Chirilă. Era angajat aici în Cluj pe vremea aceea, mai prin TVR București. A fost debutul meu în Teatrul Național. Atunci am simțit ce înseamnă să strămure genunchi când intri în scenă. Jucam cu Melania Ursu, cu Anton Tauf, foștii mei profesori din primul an de facultate. Eu mi-aduc aminte de tine din Visul unei nopți de vară. Uite, întâlnirea cu Victor Ioan Frunză a fost extraordinară. Da. Și a fost o muncă de echipă. Oricum și atunci jumătate de Cluj era îndrăgostit de tine și cred că și acum la fel. Nu, întâlnirea cu Victor Ioan Frunză în perioada aia în care aveam energia necesară să facem, făceam Demetriu și Lisander cu un om care a plecat și el la rândul lui în Noua Zeelandă, deci ne-am întâlnit acolo, știi? Cei doi care au avut bucuria să lucreze până la 3 noaptea și nu simțeam oboseală. Lucram pe text. Uite, de la Victor Ioan Frunză am înțeles importanța cuvântului. Să dai importanță cuvântului. Acum cuvântul nu mai este atât de important, sunt atâtea alte forme de exprimare. Asta ține și de școli, de școlile de teatru, știi? Dar el rămâne sfânt. Pentru mine cuvântul rămâne sfânt. Împreună cu tot ce înseamnă corp. Și am avut regizori care au mers pe această direcție și cred că și tu, că și cu domnul Măniuțu și cu domnul Tompa Gabor și cu Dabija și Radu Afrim, care are această aplecare spre cuvânt din ce în ce mai mult, chiar dacă folosește niște imagini uluitoare. Mă bucur mult. Am lucrat și cu regizori tineri recent și mă bucur mult că ei conștientizează importanța cuvântului. Nu trec în forme. Vor fondul, vor gândul înainte de formă. Deci ce l-a învățat regizorii ăștia? Gând, gest, cuvânt. Și de fapt, asta cred că este esența în teatru. Gestul care vine totul pleacă din gând. Dacă tu nu gândești ceea ce spui, tu trebuie să știi ce spui, că dacă tu nu știi ce spui, atunci... Important ce e în spatele cuvântului. Și atunci cuvântul capătă importanța necesară, știi? Câte lucruri ne-au lăsat în noi acești mari regizori? Cred că fiecare experiență cu un mare regizor și cu mari actori. Uite, eu am lucrat mai mult în televiziune, am lucrat cu mari actori. Mă refer la Marin Moraru, Dinică, Stella Popescu, oameni de la care am furat mult. Modul în care articulă, nu de la modul de articula, modul în care articulau gândul. Da, ceea ce înseamnă că, de fapt, teatrul este o întâlnire în care trebuie să fim împreună. Cu regizor, cu coleg, cu scenograf, absolut. Cu tot ce înseamnă. Și să nu ne lăsăm pe tânjală, să nu credem că le cunoaștem pe toate. Nu niciodată. Să le cunoaștem niciodată. Am avut șansa, cum spuneam și mai devreme, să lucrez pe lângă niște actori mari. Și când am intrat în teatru, era o gardă veche în teatrul ăsta, care îi impunea respect. Pentru că de la ei am învățat ce înseamnă disciplina. Foarte puțin dintre spectatori știu ce presupune această profesie. Această profesie. Câte ore trebuie să fii pe baricade și să nu-ți permiți să fii obosit. Și ce atenție distributivă trebuie să ai, adică la câte lucruri trebuie să fii atent. Știi, ca să nu există întrebarea, unde lucrezi la teatru, ce faci, ești actor, bine, dar ce faci? Nu,
e vorba de profesia în sine, de studiul ăla, de studiul ăla câinesc. Da, tu ai spus un lucru, Jovi, atât de intim și atât de puternic. Exista respect și admirație pentru generația veche. Aici mie mi se pare că s-au schimbat dramatic lucrurile. Asta nu înseamnă că suntem lipsiți de respectul celor tineri, asta nu înseamnă că a dispărut această disciplină, dar mie mi se pare că este contestat tot ceea ce este în spatele nostru. E firesc să fie contestat, pentru că așa am evoluat și așa am descoperit alte și alte lucruri. Dar stau și mă gândesc că un actor cu experiență îți este necesar în fiecare clipă. Absolut. Pentru că el a încercat niște lucruri, a verificat niște lucruri, poate confirma niște lucruri. E ca în viață. Degeaba îi spun eu copilului meu că în dragoste o să suferi și o să-ți treacă, pentru că el experimentează. Dar eu, ca om matur, ca om cu experiență, pot să-l asigur că am trăit aceste lucruri și că ele de la sine vor trece într-o zi. Vor lăsa în spate ceva, pentru că întotdeauna rămâne o urmă a tristeții, a durerii, a înfrângerii, a neșansei de a trăi ceea ce îți dorești să trăiești în acel moment. Dar când vine cineva și îți spune eu am trăit asta și trece, e cumva un pas înainte pe care îl faci mai ușor. Admir această generație nebună și frumoasă și căutătoare și... Dar mi se pare și că... Și la vârsta lor aveam aceeași energie, aceeași nebunie, da, aceeași dorință. Da, dar eu aveam un mare respect pentru doamna Melania Ursu. Aveam un mare respect pentru toți actorii, pentru domnul Tauf, pentru Gina Patrichi, pentru... Și atunci mă întreb, ce ar trebui să facem ca să apropiem un pic această generație de... Să ne apropiem mai mult unii de alții. Depinde ce li se însuflă și din institut, pentru că, uite, la București am avut, la un moment dat, nefericită întâmplare, să merg la un teatru de club unde erau tineri absolvenți și la o discuție după piesa lor am aflat că lor li se spune voi veți reînvia teatrul, pentru că acum e mort. Generația asta dinaintea voastră trebuie să dispară. Nu știu dacă profesorii lor care pot să afirme așa ceva au trăit la fel experiența lor când am intrat prima dată într-un teatru. Sunt sigur că nu. Pentru că era o modă, te lipeai de pereți când trecea un maestru prin fața ta. Și asta nu era un respect fals. Pur și simplu știai că de la omul ăla ai ce învăța. Omul ăla o să-ți dea ceva, îți oferă ceva. Un bagaj pe care el l-a acumulat și din care tu poți să furi. Uite, eu, de exemplu, m-am întâlnit, aveam 40 de ani, când m-am întâlnit cu Ștefan Iordache. Ultima lui emisiune în televiziune, după care s-a stins, din păcate. Faptul că eram acolo, în platou cu el, nu mă interesa că veneau toți invitații, Papaiani, Piersic, Stella Popescu, toți care au lucrat cu el să-i aducă o amintire din experiența lor comună. Și faptul că eram acolo și că în pauze ieșeam la o țigară cu el și povesteam de ale vieții, nu de ale profesiei neapărat. Dar a fost un om pe care eu l-am admirat, atât în teatru cât și în film. Se leagă viața, de fapt, deci, cu teatru. Eu la 45 de ani, să spun, cred că atât aveam, sau mai puțin, stăteam lângă Iordache și aveam emoții ca un tânăr absolvent care stă lângă maestrul lui. Înțelegi ce înseamnă, cât de mult te impactează un om pe care l-ai admirat? Eu chiar l-am admirat pe Iordache. Ți-am spus, atât în film cât și în, da, și în teatru. Jovi, ce crezi tu? Aura aceasta ți-o dă succesul, ți-o dă gloria sau ți-o dă ceea ce ești tu în esență ca om și această disciplină și această pasiune? Succesul e o recunoaștere a valorii tale. Așa ar fi normal. Acum succesul e, apar la televizor ca hostess la o emisiune și ești de mare succes. Nu. Eu mă refer strict la succesul ăla adevărat, care vine din valoare. Dacă ai succes, dacă oamenii te recunosc pe stradă și vor să strângă mâna, să vorbească cu tine... Și 100.000, 10.000 de like-uri. Da, da, mai nou sunt like-uri, da. Eu nu prea sunt puternic în zona asta. Da, luptăm și cu tehnologia modernă. Poate tinerii sunt mai tentați să stea pe o tabletă, să vadă un filmuleț sau să joace un joc. Da, dar știi ce cred eu?
că peste 5 ani de zile acești tineri nu își vor aminti la ce au dat like sau care este ultima fotografie. Dar nu cred că își amintesc ei... săptămâna viitoare. Da, dar își vor aminti un spectacol de teatru dacă el este făcut. Da. Asta spuneam, eu am avut o experiență și cu o companie privată cu care colaborez și mergeam în orașe mici și mijlocii unde n-au mai ajuns teatre de foarte multă vreme. Și lumea e dornică să vin la teatru. Spun că mai mult de jumătate din sală erau tineri care vroiau. Nu aveau exercițiu teatrului, adică nu aveau un teatru de păpuși de când erau mici să se obișnuiască cu o sală de spectacol ca ulterior să meargă într-o sală mare de spectacol. Nu, ei pur și simplu simțeau că asta le-a lipsit din educația lor. Da, n-au avut parte de ea, știi? Dacă am pune în balanță ceea ce suntem noi ca oameni și succesul acesta care te validează, dar nu te obligă să rămâi mereu prezent în interiorul tău cu ceea ce ești, cu ceea ce poți să faci, cred că suntem pe o pantă greșită. Pentru că, din punctul meu de vedere, succesul, dacă nu are această continuă dualitate a conștiinței de sine și a dorinței de a mai face un pas spre interiorul tău. Eu cred că trebuie succesul trebuie să-l accepți cu modestie. Cu formă de smerenie. Pentru că e un dar. Nu e ceva ce ți se cuvine. E un dar. Oamenii aia, dacă te-au apreciat, înseamnă că au văzut ceva în tine și ți-au oferit admirația lor. E un dar. Deci, până la urmă, jertfa pe care o aducem noi teatrului, să spunem jertfă, este de fapt o jertfă. E o răsplată. Succesul e o răsplată a muncii tale. Dacă e facil, la fel de repede se duce. Dacă e întemeiat pe munca ta și pe faptul că ai arătat că prin munca ta îți meriți locul acolo, ăla e darul pe care ți-l dă public. Dar cu condiția să nu uiți niciodată că trebuie să rămâi un om smerit? Da. Mai ales, smerit în fața profesiei, nu smerit în fața unui conducător, unui șef. Să fii smerit în fața profesiei, întotdeauna să pleci de la ideea că nu știi nimic. Eu cred că noi trebuie să rămânem smeriți în fața tuturor lucrurilor pe care le facem. Trebuie să rămânem copii. Și trebuie să rămânem copii și cumva nu acea modestie falsă, pentru că omul trebuie să-și recunoască valoarea și trebuie să-și recunoască întotdeauna calitățile și trebuie să le sporească. Dar să o facă cu un soi de smerenie, că tot despre asta vorbeam, și să nu uite că, de fapt, foarte multe dintre lucrurile pe care le are nu-i aparțin și nu le-a pus el în ființa lui. Să nu uităm că arta noastră este foarte efemeră. Da, dar dacă o facem cu gândul spre stele, ea rămâne undeva. Da. Nu așteptăm niciunul să ni se construiască o statuie de nisip la sfârșitul carierei. Poate să rămânem în dacă rămânem în amintirea a 100 de oameni care peste 20 de ani după ce noi nu o să mai profesăm, înseamnă ceva. Hai măcar să rămânem în amintirea acestei zile.